fiecare dată când mă uit și la un video și la un montaj și la, nu știu, orice, se putea mai bine, frate. Și știu și unde se putea mai bine și ce puteam să zic și care e de fapt felul meu de a vorbi și așa mai departe. Uite, vezi? Chestia cu Instagram-ul, cu Facebook-ul și cu YouTube-ul. Și gen orice necesită o imagine, da? Eu am puterea în momentul de față să arăt orice imagine vreau. Dar unde e adevărul? Cum adică ce-mi pasă de adevăr? Eu pentru adevăr lupt mereu. Dă-le mai mereu ce vrei. Nu. M-a lăsat tovarășul meu în pafară, în propria casă. Și nu cred că o să vină să-mi deschidă ușa. Dragi tovarăși, ziua 4 și vă iau cu mine la cumpărături. M-au zis, vă iau cu mine peste tot, mai puțin la baie și... De fapt, asta e, mă, frate! Am aici un tovarăș care să mă ajute să car apa. Că Bianca n-are încă carnet. Yay! Bravo, Bianca, deși știi să conduci. Dar vrea să primească laudele, știi, ca să pot să zic asta. Cine v-a spus? M-ai învățat să conduc. Tu? Frate. Nu vreau nicio laude. Eu ce fac, fac pentru mine, nu fac pentru alții. A, bag, da, ca să iau eu carnetul, bineînțeles. Și de ce nu să vezi voi și să conduc eu cu ei, oricum nu beau. Vă iau cu mine la cumpărături. Yay! Mă scuz că te întrerup, dar parcă în camera asta viața e mult mai... Deci trec pe aici de minim 32 ori pe zi, exact la intersecția asta aici și mereu iau semaforul pe roșu. De pe banda de stânga și o fac la dreapta. Bă, dar parcă până display-ul ăsta viața pare mai frumoasă, mă. Adevărul e că nu prea mă simt bine. Serios? Da. Nu mai mi-o dat la cap, gata, dacă am avut azi niște depresii de... Nu mă simt bine deloc. Uite, am luat verde. Tu ai traversat pe roșu, ce vă spune? I'm a bad, bad girl. No peace. Da, acolo, dai seama. Cum era asta când eram copii? Mai, dar ce faci aici? Ce te-ai rușinat așa? Băi, hai mai repede. Hai mai repede. Stop cu filmatul, hai cu cărate. Corect. Am stat să-i des până acum și să mă des și am făcut și un instrumental. Mâine încep facultatea. Și s-a trezit ăsta mic pentru că am făcut gălăgie și eu vreau să mă duc să fac un duș, că e ora 12. Wow, Bianca. Da, mami? Spune-mi. Ce te măcină pe tine, dragostea mea, de-abia ai mâncat? Ea a dormit. Simt că am un bebeluș. Simt că-l cresc pe nepotul meu. Bine, nici chiar. Acolo avem de schimbat și scotice. Oare am menționat că vă iau cu mine peste tot? Noapte bună. E 1:10. La 2 trebuie să ajung la facultate. Dacă ajunge mașina repede, ajung și eu la facultate. Da, m-am culcat la 4. M-a trezit pisica la 6. Și după la 11. Mi-am făcut de mâncare. Și m-am achiat puțin. Și am plecat. Suntem la facultate. La facultate, frate. Aici. Aici pornește toată șmecheria. E ora 4. Și mă îndrept către casă. Mi-am primit adeverința, dar nu mi-a trimis aia de tren. Și lui Bianca chiar îi place să meargă mult cu trenul. Aveam de gând în fiecare vineri sau în fiecare sâmbătă să mă duc de dimineața cu trenul și să mă întorc seara. Acum ne-a dat orarul, vineri nu avem ore și era perfect să aleg un loc pe hartă, oriunde ar fi acela. Din moment ce aveam trenul gratuit, era săptămâna asta sau săptămâna viitoare ne apucăm de sală, adică eu și personalitățile mele. Când ajung acasă, mă gândesc
ce să mănâncam poftă de carne și de o salată. Ce acolo? Oare ce acolo? Ce acolo? Ce acolo? Intercontinental? Să vedem cum e viața de student. Student. De-abia așteptam. Total. Deci, după cum bine știți, mergeți spre ATV-ul și dacă nu vă luați un card, puteți să dați mesaj la un număr, nu o să zic numărul, cu mesajul text A mare, iar tu o să primești un mesaj de confirmare a plății de 1,60 de euro, 1 euro și 60 de cenți și gata. Poți să mergi cu, pe orice linie, pe și așa mai departe. Și pentru că mi-am mai primit o amendă data trecută, când am mers spre ATB, am zis de data asta, frate, plătesc la 1,60 euro și știu că merg liniștită, n-am nicio treabă, l-am plătit de dimineață înainte să plec. Mă, frate, cum se face că Bianca, în momentul de față, are în portofel amendă? Din nou, având în vedere că i-am arătat mesajul text, i-am dat buletinul să mă caute și în loc să mă caute, omul a butonat pe acolo și mi-a dat amendă și după mi-a zis, a, păi oricum, nu, poți să-ți iau datele de pe amenda aia. Și mi-a scris și mi-a dat. Boss, ești nebun cu capul? Eu am plătit la 1,60 euro degeaba? Că am plătit doar azi, e doar pentru azi. Înțelegi? Că de-aia am luat cea de verință de 50% reducere pe linile de ATB pentru carduri. Asta. Nu mai dau dracu 50 de lei, să dau 25 și să-mi iau și la metru, să am peste tot așa. Bun, am spălat toate vasele. Acum aștept să se facă o structură cu cartofii. Și în timpul ăsta eu tranșez toată carnea, că nu mi-am tranșat decât două feliuțe care s-au făcut atâtica și le-am mai și bătut. Și cred că mai este una cu siguranță. Cred că trebuie să scot și cartofii. Și am băgat și la spălat. Mai am două mașini. Trebuie să mă duc să strâng hainele, că și ieri am băgat, le-am spălat. Și după trebuie să-mi fac unghiile. Că după zic asta niciodată nu țin. Să mâncăm roșii, salată, cartofi. Ceafă! Să-mi fie de bine. Sunt așa de obosită, e 8. Eu, în timp ce filmam, în timpul liber editam, de exemplu, aseară am stat până la 4 să editez ziua aia și acum am stat până la 10 să editez ziua asta și probabil o să stau până la 10 jumate ca să termin de editat tot și pun astea două zile pentru că deja erau 8 minute și 30 de secunde. Poate scot cumva 7 minute, dar nu cred. Hai să zicem 8 sau poate... Pentru că vorbesc prea mult o să fie 9. Da, nu mai filmez nimic. Oricum, duș și somn și ne vedem mâine.